Octogenara locuia singură într-o casă de chirpici. Aseară un vecin a observat că din locuința femeii iese fum dens și imediat a sunat la 112 și a chemat pompierii. O femeie singură în casă, bătrână, ce să... Are o fată, dar stă în Severin. Trei autospeciale au deplasat pompierii la locul incendiului. Până să vină salvatorii, însă întregul imobil fusese cuprins de flăcări, fără ca femeia să mai poată ieși. La sosirea echipajelor, în urma recunoașterii, s-a constatat o victimă carbonizată în interior. Incendiul era generalizat. Acționăm pentru stingerea acestuia. Cauza incendiului nu a fost deocamdată stabilită, dar nu este exclus ca focul să fi pornit de la jarul din sobă, căzut pe podeaua sau de la coșul necurățat. Pompierii militari vor stabili în urma unei anchete care este cauza exactă a tragediei.